Vreau să te întreb ceva. Știi că ți-am arătat ieri o fotografie cu sora tipului care te-a... Sora? Cu, pardon, cu tipul... Cu, da, cu, sora lui a intrat în legătură cu colegii mei și despre el era vorba, că ai fi mers cu el într-un club de swingeri. Și că ai avut o relație amoroasă cu... Lucian îl cheamă, nu? Da. Da. Lucian e la telefon. Și da, înțeleg că vrea să confirme ceva și să dezmintă altceva. Să se dea mai tare la box. Să se dea mai tare, tu zici așa în avans. Ia uite cine e curios. Bună, Lucian. De rămâinile. Sora ta a dat din casă. Da. Da, în pizate am să vă rog. Nu l auzim, să-și dați un pic mai tare și mie în casă, și mai tare în casă. Hai, așa, iartă-mă, te rog. De toate, aș vrea să vă rog să-mi scuzați vocea, am o alergie și nu vorbesc foarte... Lasă că te auzim foarte bine, stai niște. Aș vrea întâi să povestesc ce am aflat și eu și apoi, dacă vreți, îmi puneți întrebări. Sigur, te ascult. Nu intenționez și n-am intenționat să-i fac vreun rău Giovanni. Eu o cunosc doar dintr-o conjunctură. De la un prieten? Da, Adil cheamă. Eu oarecum trebuia să particip la emisiunea dumneavoastră. Am auzit că te-ai înscris la casting. Ar fi fost bomba, doi. Și ceva să zicem acolo, păi de da, întrebări. Și din momentul în care am reușit să văd concurenții, am fost curios, am văzut pe Giovanna și pățesc legătura cu Laura, cât sau Lavinia, o colegă de dumneavoastră, nu mai rețin numele. De la casting, probabil. Așa. Da, da, și am spus că eu o cunosc pe Giovanna și m-a întrebat în ce fel ai avut o relație, ați fost iubit? Și zic, nu, a fost doar o relație de o noapte și atât. Mai departe, nu știu cum au ajuns informația, dar am văzut niște grupuri de Messenger, de Facebook, unde am fost implicat cu numele, cu persoane, s-a dat numele meu, s-a înflorit povestea. Dar uite... Am fost cu Giovanna la clubul de swing, asta... Ai fost sau n-ai fost, că n-am înțeles. Nu, exclus așa ceva. Așa. Informația asta s-a înflorit de pe grupurile de Facebook, din online, apar n-am cum, cine... Dar de la sora ta, nu de pe ea, a zis cu subiect și predicat că ești open-minded, că te duci frecvent la cluburi de swing, na, ea a zis, sora, cum ar veni? Eu sunt un tip asumat și da, eu sunt un tip open-minded, nu am de ce să mă ascund, dar nu pot să afirm că a fost sora mea sau nu, habar nu am eu, astăzi am aflat de la niște prieteni, mi-au trimis prin screen de pe păi grupurile respective... Nu am cum să urmăresc emisiunea din prisma jobului. A, și deci nu știi dacă era vocea surorii tale. Habar nu am, de asta spun. Eu nu pot să urmăresc emisiunea pentru că lucrez de la 8 la 5. Nici pe Antena Play nu mă uit. Nu sunt la zic ce se întâmplă, doar am fost implicat. M-a sunat un coleg al noastră, Cipri, acum 2 zile, cred. M-a întrebat dacă pot să afirm chestia că eu am avut o relație de o noapte cu Giovanni. Am spus că da. Păi uite, ea zice că nu este adevărat. Ia, stai puțin, Lucian, uite, Giovanna e aici, puteți să vorbiți. Ea zice că nu este adevărat. Eu nu aș vrea să întrețin o relație verbală, okay? Pentru că nu ne place prea bine. Ne-am știut doar dintr-o conjunctură. Nu suntem pe Facebook, pe Instagram, nu știu trecut, nu mă interesează, doar s-a întâmplat o chestie și nimic mai mult. Că sunt implicat în chestia asta. Povestea pe care a spus-o sora ta, eu îi spun sora ta, că n-avem nicio dovadă că nu ar fi. Ea a spus așa, că tu i-ai fi povestit că tu ești amic cu acesta, adică care a fost o perioadă, a avut o relație cu Giovanna și că Giovanna a avut această relație intimă cu Adi după ce ați venit cu toții din club și a doua dimineață cu tine. E un pic așa, știți, nu asta a spus că emisiunea este la o oră și subiectul e un pic mai delicat. Da, vorbim despre lucruri. Corect, așa este, tot ceea ce am menționat este total adevărat. Nu înțeleg de ce nu e asumată, până la urmă e trecutul ei și tipul cu care ea a creat acolo reat în emisiune. N-ar trebui să deranjeze, trecutul e trecut, contează prezentul și dar viitor. Nu mă deranjează nimica. Nu are ce să mă deranjeze dacă nu a fost așa. Adică nu înțeleg cum a zis că am fost și unde am fost noi în club la Arad. Dar nu vorbeam de acum, vorbim despre noaptea aceea. Am infirmat faptul și că cu se întâmplă ceva la Arad. Eu cu el zice că am fost. Păi nu, el a zis că nu e adevărată povestea cu Arad. Eu vorbesc de povestea cu noaptea aia, când dimineața... Da, aia nu e adevărată și asta e adevărată, sau cum? Păi, eu nu prea aș vrea să intru în poveste, dacă... Dar dacă nu-i pot să intru în poveste și pot să fac rost de conversația cu Adi, care vorbeam cu el despre chestia asta... Ce am conversație? Că eu nu șterg nimica. Și pot să fac niște prinscrinuri și le pot pun la dispoziție. Dar nu aș vrea să... că nu are rost.
Eu am intrat în chestia asta fără să vreau. Doar din prima faptului că păstram legătura cu o colegă din producție și am spus că te cunosc, că am avut o relație cu tot și de acolo restul a luat-o într-o cătură nefastă pentru tine. Bun, acum să știi Lucian, o clipă, fac un disclaimer pentru telespectatori. Povestea a ajuns la noi grație surorii tale. Adică ea ne-a căutat și ne-a furnizat și povestea ta și un print screen cu o discuție pe care ea a avut-o cu fostul iubit al Giovanni. Deci, în mod evident, pe ea a... cu un fost iubit al Giovanni. Nu cu tine. Deci sora mea îl cunoaște pe fostul iubit al Giovanni. Nu, a luat legătura cu el. Asta s-a preocupat, adică a scormonit un pic. Nu înțeleg de ce. Dacă dumneavoastră aveți informațiile astea mai bune ca mine, așa o fi, nu știu. Eu nu știu nimic de la sora mea, nu cred așa ceva. A, nu știu, Lucian. Are doi copii, nu cred că are timp de așa ceva. Bun, atunci altcineva care s-a dat drept sora ta. Eu, cum să spun, eu nu te cunosc nici pe tine, nici pe sora ta. Tot ce știu despre tine este că ai vrut să participi la emisiune, nu știu din ce motiv n-ai mai făcut-o și că, uite, că ai un trecut comun cu Giovanna, mai mult sau mai un trecut de o noapte sau mai mult, habar n-am. Și cum e, aici e totul declarativ. Ea zice că nu e adevărat, tu zici că e adevărat. Singurul punct comun al vostru este că ziceți că n-ați fost la clubul ăla de swinger din Arad. Corect. Da, știți cum e. Fum fără foc cu ceea ce s-a întâmplat în dimineața aia. Adică eu n-aș avea niciun interes. Numai că m-am pus în situația, eram un pic hilar, zic, cum aș fi fost că dacă eram în emisiune și o vedeam acolo. Ar fi fost ceva. Să stăm în aceeași casă, știi că am avut ceva, cred că era interesant. Bun, da, eu înțeleg că faptul că te-ai simțit așa un pic că, uite, s-au aflat niște lucruri despre tine, că ai avut o dimineață de amor cu o fată, sau mă rog, așa se spune, dar mi se pare un pic ciudat că n-ai avut măcar curiozitatea să o asculti pe această fată care prinde că este sora ta. Iar colegul meu, Ciprian, te-a anunțat acum două zile că a vorbit cu sora ta și că i-a spus aceste lucruri. Nu mi-amintesc. Dar n-aș minți să vă zic. Ai fi fost obosit. Am vorbit cu el și el mi-a spus că m-a întrebat și de chestia cu Arad. Și eu nu știu să mă fi întrebat. Că dacă mă întreba, clar îi spuneam nu. Că nu pot să jonglez între da și nu. E clar nu. Eu cu Giovanna n-am fost acolo. Nu ne excluzi. Bun. Eu știu că tu ne furnizezi așa... porțiuni de adevăr, acestea pe care vrei tu să le aflăm. Pe de altă parte, i-ai scris surorii tale că o cunoști pe Giovanna în ianuarie, că te-ai uitat la televizor și că o cunoști, așa e? Da, am vorbit. Sora mea se uită. Sora mea e cea care m-a înscris la emisiune. E, și e același profil. Da, aceeași doamnă, dacă ea e sora ta, a intrat ieri cu colegii mei pe telefon și, clar, sora ta cu doi copii a fost preocupată de Giovanna. O să verific și o chestie asta. Dar nu trebuie să auzi, ascultă-mă, nu trebuie să o condamni niciun fel, pentru că vreau să spun ceva. Emisiunea asta naște atâta patimă în rândul fanilor, încât da, și o femeie serioasă cu doi copii, nu că dacă n-ar avea doi copii n-ar fi serioasă, ar face astfel de lucruri, dacă vrea să afle, să se afle adevărul despre cineva. Dar totuși așa, pentru... cum să spun, pentru adevăr, că dacă tot zicea sora ta, nu înțeleg, n-ai fost cu Giovanna la cluburile alea de swinger, dar presupun că ai fost. Ea zicea că frecvent, nu? Contează viața mea personală? Nu, uite că acum chiar deloc, chiar ca o curiozitate, am întrebat și concurenții, uite, Perneș, dacă te uiți la emisiune, a zis, domnule, am fost. Da, da, eu v-am răspuns la întrebarea asta în începutul discuției, v-am mintit? Nu, mai mi-amintesc, am și o vârstă. Și înțeleg că... Haide, v-am spus că sunt un tip asumat și un tip open mind. Ok, deci da. Mai vii la casting? Prisma, jobul nu-mi permite. Asta a fost un dintre motive, jobul. Am și venit. Dacă se închide firma... Măcar o apărut la televizor. Ce zici? Măcar o apărut la televizor, că asta aș dorea sora lui. Da, nu, dar cred că dacă voia neapărat să apară, lăsa jobul și... Am apărut eu personal la televizor, nu cred că am apărut eu. Tipul meu, fața mea. Nici fața, nu. Eu i-am arătat doar Giovannei poza pentru că m-a interesat dacă într-adevăr vă cunoașteți. Tu vrei să-l întrebi ceva? Dacă lucrurile iau amploare, pot să fac o deplasare toată pentru o zi. Poate fața mă frumos. Recunoaște. Nu știu, poate la capricii aici. Chiar ar fi frumos. Ar fi frumos. Cred că vrea să-ți spună ceva. Te așteptăm. Te așteptăm. Bine, Lucian, și te așteptăm și în emisiune. Cine știe, poate... Hai. Poate intră fete noi. Mulțumesc.
Mulțumesc. Luăm o scurtă pauză. După pauză vedem și reacțiile casei la dezvăluirile despre Giovanna și tot atunci... și mai avem ceva foarte drăguț. Să vedeți cine a câștigat un task astăzi, nu, ieri, și cu cine a plecat Sabrina la date.